Rolul nostru este de a prelua responsabilitatea gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la producătorii de acest tip de echipamente, respectiv cele mai importante sau cunoscute nume de fabricanți europeni de electrocasnice care operează pe piața din România. Deșeurile generate de o comunitate, doar 5% reprezintă aceste deeuri. De ce e atât de mare zarbă pentru ele? Sunt de 10 ori mai toxice decât deșeurile menajere. Conțin elemente cu potențial toxic extrem de nociv. Conțin gaze periculoase, cum ar fi freonul din frigidere, care sunt foarte periculoase pentru sănătatea noastră și pentru mediul ambient. De exemplu, un frigider conține rășini poliuretanice, care sunt și ele foarte periculoase pentru mediul ambient, de asta nu vrem să le lăsăm abandonate pe munți și pe câmpii, ci dorim să le colectăm. Pentru presat, câte unul, fiecare școală, directorul, da, în școală rămân, directorul va semna procesul verbal de predare prin mure și să-i spune să nu cumva să dispară din școală, că este un proiect european și trebuie să rămână acolo, să nu plece la altă parte și nu știe să-l ducă acasă. Da, deci e pentru așa ceva. Noi o să vă contactăm în momentul în care primim aceste compactoare, că e așa, au zis că ni le trimit mâine, o vă contactăm și să știți despre ce e vorba, ca să vorbiți cu domnul director, să trimită eventual o mașină să-l ia. Da? Dacă erau de astăzi venite, voi le dădeam de astăzi. Da? Așa, asta odată. Pe de altă, o să vă trimit mail și regulamentul pentru școli verzi, tot ce înseamnă cu iar astăzi vom face lansarea unui alt proiect de mediu și anume patrula de reciclare. O să vă dea toate explicațiile doamna Iosifescu, Claudiu. Și o să vedeți că trebuie să înscrieți școlile pe un site, da? De aceea v-am chemat pe dumneavoastră, directorii dumneavoastră au aflat de acest proiect de săptămâna trecută. Dar ca să fim siguri că proiectul o să aibă un impact pozitiv, pentru că sunt și premii pe care le primește școala, elevii și cadrele didactice care vor coordona acest proiect, și o să vedeți care sunt surprizele, am zis că cel mai bine este să știți dumneavoastră și să aibă, da, să fie cursul normal, informația corectă în școală. Nu e obligatoriu. Cine sunt acordate prin acest proiect e binevenit. Și nu numai premiile, cel mai important lucru care este, primiți kiturile acestea în care se depozitează deșeurile și îmi zic că are un fason deosebit școala când aveți aceste kituri și puteți să vorbiți copilor pe lucruri concrete, să faceți partea de educație, de mediu. Produsele acestea, electrice, electrocasnice. Scuze-mă, asta nu înseamnă că nu pot aduce copii deșeuri mari sau familiile copiilor deșeuri mari, dar acelea le aduc anunțându-vă în prealabil, o să vedeți când va recurge materialul pe care vreau să-l prezint. Ei poate să aducă orice fel de deșeu, dar deșeurile mari trebuie anunțate cu o zi înainte ca să vină mașina de la depozitul nostru ecologic de deeuri să le ridice pe acestea. Așa, puteți să începem. Toate informațiile le primiți acum pe parcurs. Da, și dacă aveți întrebări, întrebați-mă, stau la dispoziție. Este foarte scurtă prezentarea, dar este esențialul pe concret referitor la acest program educațional care se numește Patrula de Reciclare. Poate unii dintre dumneavoastră sunteți deja înscriși la Patrula Eco, acea cercului danubian de mediu. Nu este același lucru. Deci sunt două lucruri total diferite. Aceasta se numește deci parteneriatul nostru cu inspectoratul școlar, primărie, este cu Roreco, această firmă sau această asociație specializată pe deșeuri electrice și electrocasnice. De spălat sau alte obiecte care au fost puse în joc. Următorul pas
a fost în acest an, în iunie, când 24-25 iunie, când de asemenea copiii de voluntarea mea, elevi de-ai dumneavoastră, au făcut diseminare și propagandă pentru această tombolă și pentru acest eveniment care, la care suntem primi în țară, deschiderea depozitului de DD-uri, până la ora actuală este singurul din țară, am fost primul, suntem singuri, care avem astfel de depozit, cu patrula suntem pe locul 3 abia. Prima a fost Timișoara ca și instituție pilot, a fost, nu vă duceți noastră la munte, vine muntele la Mahomet, vine de la depozit cineva la dumneavoastră, aici vedeți voluntarii deja la deschidere, când au venit oficialitățile și s-a făcut deschiderea centrului. Și ultima acțiune cu ei a fost acum 3 săptămâni, când iarăși a mai fost o campanie de colectare de deuri, cotombolă, când s-au dat aspiratoare și mașini de spălat, este schema foarte simplă de reciclare. Acum să vedem, vorbind la concret, ce este... Deci este un proiect realizat de Asociația Română pentru Reciclare Roret, în parteneria cu primăriile și inspectoratele școlare. Și cum se desfășoară? Se desfășoară sub forma unui program educațional de protecție a mediului centrat pe colectarea de deuri în unitățile de învățământ pentru a ne atinge ținta de 4 kg per an de persoană. Lucru care este, la ora asta pare aproape insurmontabil, dar să știți, dacă implementăm proiectul, în mod cert, vom depăși ce... Noi, la ora actuală, plătim penalități la Uniunea Europeană, este în capitolul mediu, ne asumam această răspundere, că până în 2012 ne atingem această țintă și... Ne cerem scuze. Ieri, ultima zi, am zis că mai acceptăm până joi, adică și mâine și joi, nu și mâine, pentru că până trebuie să aranjăm expoziția cu ele. Cine mai are de trimis, trimite. Le spuneam de concurs. Da. Concursul cu apa, am zis că le îngăduiesc și să mai aducă și mâine, ultima zi, totul să mai trimită cine nu a trimis încă. Da, lucrările foto se, se trimit la contractare sau la dumneavoastră. Nu, mai am zis direct pe mail la voi, la Agvaser, pentru operativitate, pentru că deja mâine se face jurizare. Da, dar rugămintea era pentru, în cadrul mailului, să faceți o etichetă, să ne spuneți a cui elevul, profesorul, pentru că am primit mail-uri în care pur și simplu nu ne-a spus nimic, nici de mail n-avea nume, ca să știm de unde să... Nu știu cum este făcut. Deci ei și-au scris, pentru că a văzut vreo două materiale. Eu am atenționat-o că trebuia să scrie, dar n-a făcut-o. Deci ceva, dar l-am trimis. Deci ea și-a scris numele pe ultima... Nu. La prezentare, dar la am avut și... La prezentările alea s-au procedat, n-a scris... Iar la secțiunea foto, 1-3 fotografii. Rolul nostru este de a prelua responsabilitatea gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la producătorii de acest tip de echipamente, respectiv cele mai importante sau cunoscute nume de fabricanți europeni de electrocasnice care operează pe piața din România. Pentru cei din municipiu care colaborați cu mine, vom face expoziția de Crăciun pe data de 19, aștept materialele până pe data de 15. Tema din acest an sunt măști din materiale reciclabile. Deșeurile generate de o comunitate
doar 5% reprezintă aceste DE-uri. De ce atât de mare zarbă pentru ele? Sunt de 10 ori mai toxice decât deșeurile menajere. Conțin elemente cu potențial toxic extrem, extrem de nociv. Deci, la concursul acesta cu Loretu, deci sunt două tipuri de premii. Unele locale, deci premiere pe plan local, pentru locul 1, 2 și 3, doar atâta ne-a zis că dă, locul 1, 2 și 3, eu așa am reținut cel puțin. Deci, în funcție de cantitatea colectată de unitatea respectivă. Se face o jurizare. Da. Nu, dar în urma evidenței... Da. Așa, cântăririlor și materialelor trimise. O să vedeți, când o să primiți regulamentul, trebuie să trimiteți acolo un raport lunar de activitatea care ați desfășurat. Care nu e obligatoriu să trimiteți luna, știți cum era la școli, vezi, în prima ediție. Puteți să trimiteți și la sfârșit un raport final de activitate sau lunar. Fiecare își alege varianta care și-o dorește. Și o premiere în funcție de cantitatea adusă, intră în concursul național și poate, dacă atinge standardul, așa să fiți premiat și la nivel național, în funcție de cantitatea cu care o strângeți. Flerul de la ultima campanie și uitați Philipsul, deci a dat aspiratoare și robot de bucătărie. Dintre cadrele didactice, o doamnă profesoară pensionară, proaspăt, doamna Rodica Trușca, a câștigat un aspirator. Iar un domn, Ivanov, a câștigat toți membrii familiei. A depus fiecare, deci soț, soție și copil și toți trei au câștigat aspiratoare. Care a schimbat cu Rodica Trușca, Rodica câștigase robot de bucătărie, dar nu e aspirator, Zunsu câștigase trei aspiratoare și a făcut schimb Rodica Trușca de la scăpat un aspirator. Da. Iar la prelea ediția din vară a mai câștigat un profesor. Atunci și câțiva elevi au câștigat, atunci a câștigat doamna Monica Fodor cu microunde. Eu nu pot decât să vă urez, pentru că în mod cer cu toți mă mai întâlnesc, să vă urez și de an prosper, sănătos, în primul rând, și cu multe, multe realizări în anul care urmează, să faceți față cu bioiemii, care totuși se anunță destul de grea după unii meteorologi. Și nu putem să ieșim din tipare, știi că vom sunt de prea pretențioși. Și să ne mai vedem sănătos și vă aștept la activitățile noastre ale primăriei. Toate cele bune. Mulțumim mult, doamne Iosifescu, pentru găsirea acestei activități în cadrul centrului, informare și management al deșeurilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați răspuns atât de prompt chemării noastre, dar am zis că e cel mai eficient să vă chemăm aici și să vă informăm corect decât să vă transmitem decât un e-mail și poate că impactul nu era același. Ce pot să vă zic? Și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru orice, eu știu, nelămurire. Aș începe cu conștientizarea. Conștientizarea oamenilor asupra a ceea ce înseamnă deșeurile pe care fiecare dintre noi până la urmă le generăm. Pentru că ni se pare că un frigider vechi lăsat în curtea bunicii nu face rău. De fapt, face foarte mult rău, pentru că în primul și în primul rând este un spațiu ocupat, în al doilea rând adună praf și tot felul de microbi, în al treilea rând, dacă este dezasamblat, poluează, în al patrulea rând, dacă nu este reciclat, sunt materii prime secundare care se pierd. Pentru că, de fapt, ăsta este rostul reciclării, da? Oamenii trebuie să înțeleagă lucrurile astea, să le afle și să poată participa și să aibă modalitatea de a scăpa de ele. Despre al doilea, ce cu interesare? Întrebați cum îi vom face pe cetățeni să se implice. Aflând lucrurile și temele care, de fapt, ne interesează pe toți și prin puterea exemplului și prin copiii care ne vor trage de mânecă, spunându-ne, mami, nu e frumos să arunci la gunoi respectiv obiect vechi,
Folosind aceste sisteme de incentivare, de vouchere, de tombole, de concursuri, de concursuri pentru copii, încercăm să-i facem pe oameni să se implice. Știm că este o misiune grea, știm că este o misiune de lungă durată, dar iată, sunteți aici formatori de opinie și dumneavoastră, și echipa primăriei, și consilierii locali, și reprezentanții business-ului și a industriei locale. Toți sunteți modele în comunitățile în care trăiți și contăm pe dumneavoastră că veți duce mesajul mai departe.